Vă salut, prieteni! Suntem pregătiți pentru un meci pe care îl așteptăm de aproximativ 2 săptămâni din momentul în care s-a terminat meciul împotriva celor de la CFR Cluj. Sunt Ionuț Zaine, mă bucur să fim împreună pentru avancronica acestui meci și alături de mine colegul Cătălin Alexandru, prezent la fața locului, pe stadionul unde Dinamo sperăm să obțină 3 puncte astăzi. Te salutăm, Cătălin! Vă salut, te salut Ionuț, vă salut dragi prieteni, vă salut de aici, de la Sibiu, de la masa presei, vreme absolut superbă, dinamoviștii s-au sunt în număr foarte mare în oraș și acum aștept și pe stadion să reușim în sfârșit un rezultat pozitiv, adică o victorie, ce să mai. Da, recunosc, Cătăline, puțin mai devreme am vorbit cu Sorin, Badea și era acolo cu toată brigada lui. L-am văzut și pe Pavel. Foarte mulți dinamoviști vor fi prezenți astăzi la meci pentru că sunt așteptări, pentru că oamenii iubesc în primul rând această echipă, au așteptări de la această echipă. Tocmai de aceea sper ca Ovidiu și băieții să nu ne dezamăgească astăzi. Ne arăt imagini, ne arată Cătălin imagini de la stadionul din Sibiu. Cătălina, de acolo am văzut și meciul împotriva celor de la Schellenberg și atunci a fost o victorie frumoasă a băieților noștri. Sper ca și astăzi să se repete scenariul și să ne întoarcem cu 3 puncte de la Sibiu. Oh, da, asta e cel mai important, să repetăm scorul, scenariul, cum vrei, să fie dramatism. Avem un element comun, faptul că sunt foarte mulți suporteri și de această dată, că m-am întâlnit și cu Sorin și cu prietenii noștri, Pavel. Mă rog, cu Pavel l-am apucat că el a venit destul de târziu, dar sunt suporteri veniți din toată zona Ardealului și nu numai. E într-adevăr un hub al dinamoviștilor în acest weekend și, repet, este și o vreme extraordinar de plăcută. Sunt 25-26 de grade la ora meciului. Avem toate premisele pentru a avea parte de un adevărat spectacol în această seară, dar să sperăm că va fi și din punct de vedere al rezultatului, nu? Adică nu e suficient să fie frumos afară, să vină dinamiști, când ne trebuie și punctele. În primul rând, trebuie să jucăm bine ca să obținem puncte. Trebuie să jucăm bine pentru că un punct obținut conjunctural sau o victorie de conjunctură, ok, ne-ar liniști puțin, dar am rămâne cumva cu o îngrijorare. Sper să facem o partidă bună, sper să jucăm fotbal de calitate și în urma unei prestații de calitate să obținem punctul sau punctele. Acum depinde foarte multe aspecte. Cătălin, o primă întrebare pentru tine, dacă ne poți spune cum este gazonul? Pentru că din ceea ce arăți tu pe imagine arată foarte bine. Mai, să știți că arată foarte bine, adică din ce îmi pot să-mi dau seama aici la fața locului, da, într-adevăr, se văd niște brazde, se văd niște zone care nu arată neapărat extraordinar, dar nu cred că putem găsi vreo scuză sau vreo problemă cu gazonul astăzi. Ok, nu este un gazon perfect, niciodată n-a fost un gazon perfect, dar cred că n-ar trebui să fie probleme. Au ieșit și portarii noștri la încălzire. Momentan, așa, poate 500 de spectatori în tot stadionul strâns, dar în momentul în care eu am plecat din centru, nu avea nimeni de gând să plece spre stadion, deci probabil câinii vor veni E mult prea după devreme. E mult 16:30, da. prea devreme. E frumos să apară din câte văd ești în tricou. Deci asta înseamnă că este o vreme exact ca în București, unde astăzi au fost 30 de grade. O minunată vară în această toamnă târzie. Cătălin, hai să discutăm puțin asupra primului 11, acolo unde avem mă rog, câteva modificări față de meciul cu CFR Cluj. Sunt două modificări mai exact. Intră Homau în locul lui Patriche și Gorca în locul lui Dani. Dacă schimbarea Homau-Patriche nu avem foarte mult să discutăm, pentru că este o schimbare post pe post. În privința alegerii lui Gorca în detrimentul lui Dani, mie mi-arată că Ovidiu privește cumva mai defensiv acest joc, pentru că am spus jocul trecut, deși mulți m-au contrazis că vom avea un primul 11 ofensiv, de data asta nu pot să spun acest lucru, pentru că avându-l pe Gorca, este mai degrabă un 11 reactiv din punctul meu de vedere. Uf, grea, da, e o discuție aici destul de
ok, la José cu Patrick, nu cred că ești nici tu surprins, nu sunt nicio parte surprins, pentru că anticipam oarecum. Este jucător de picior stâng, este mai tânăr, este mult mai fizic, are anumite avantaje. Brăzan, singurul meu semn de întrebare era legat de faptul că este veteranul, capitanul. În ceea ce privește absența lui Dani, eu sunt puțin surprins, să fiu sincer cu tine. Adică mi s-a părut că Dani a făcut un joc prea bun ca să fie astăzi rezervă. Și se pare că sunt contrazis de Ovidiu. Mă așteptam să joace el, mă așteptam poate să iasă Neluț. Poate acolo să fie Ilici, nici el nu mă așteptam să iasă, pentru că a făcut un meci bun și este, cred că, dintre toți mijlocașii noștri centrali, Ioane și dragi dinamoviști, cam singurul care chiar are calitate acolo în ultimii 30 de metri. Și nu, pe el nu puteți să-l spuneți, dar sunt surprins de absența lui Dani și, ok, joci cu doi atacanți, dar cât îi vei pune pe ei în valoare? Adică ai jucători care să-i pună în valoare? Uite, Denis Politic, eu v-am spus că mă aștept să fie rezervă astăzi și am avut dreptate. Da, teoretic Ilici ar trebui să fie cel care leagă jocul acolo în față, ar trebui să urce ambii fundași laterali și Amzar și Costin, să urce cât mai mult pe linie cu atacanții, are cine să livreze baloane, nu e asta problema. Ideea e că, din câte văd eu, Ovidiu nu vrea să piardă centrul terenului, probabil că a tras niște concluzii după a doua repriză a meciului, pentru că acel meci a avut două reprize distincte, Cătălin. O primă repriză în care, ok, am arătat bine până la înscrierea jocului, apoi am blocat bine, o a doua repriză în care au venit peste noi. Și da, acum el știe exact ce concluzii a tras după acel meci, trebuie văzut în ansamblu. Mie nu mi se pare o formulă defensivă. Mi se pare, dacă vrei, o formulă, da, echilibrată și cu un accent pe defensiv. Pentru că joci totuși cu doi atacanți. Și atunci când joci cu doi atacanți, nu poți să spui că ai o formulă defensivă. Nu este o formulă defensivă, doar că pare așa un pic disproporționată. Nu știu, adică ai atacanți, dar de la atacanți în jos are prea puțin jucători ofensivi. Înțelegi ce spun? Adică cel puțin asta este părerea mea. Adică este o senzație. Acolo... Și eu am aceea senzație și aici, gândindu-mă puțin, eu l-aș fi văzut pe Dani în locul lui Gorga. Din punctul meu de vedere, nu aș fi schimbat acolo. Cel puțin în prima parte a jocului n-aș fi schimbat. Dar știi cum e? Până la urmă vom vedea în teren dacă Ovidiu a ghicit primul 11 sau dacă speculațiile noastre erau corecte. În funcție de evoluția băieților ne putem da seama. Hai să cită și primul 11 al Hermannstadtului. Căbuz în poartă, Butean, Găman, Stoica, Etienne, Jipa, Mino, Al-Hassan, Balaure și în atac Neguț cu Paraschivi. Ei au trecut pe foaia oficială de joc 4-4-2, așa cum are și Dinamo, să știi, adică pe foaia oficială de joc este un 4-4-2. Da, da, am văzut că pe foaia oficială e un 4-4-2. Imposibil, că Neluț Roșu e trecut mijlocaș dreapta, adică... Da, nu, e clar, nu jucăm în 4-4-2. În momentul în care tu mi-ai trimis acea poză cu foaia cu primul 11, la un moment dat am crezut că prima senzație, pentru că Bena era trecut undeva în față, zic, bă, dar ce jucăm cu doi fundași centrali, apoi l-am văzut pe Bena și am spus, nu, e în regulă. Dar până la urmă e clar că vom juca cu trei pe linia de fund. Nu se vor schimba foarte multe. Vom juca în același sistem cum am jucat cu CFR-ul. Din punctul ăsta de vedere nu se vor schimba multe și eu sper să nu se schimbe multe nici în potența de joc și în modul în care joacă Dinamo și nici, mă rog, în rezultat sper să se schimbe, dar în plus, nu în minus. Da? Adică să fie trei puncte și nu un punct. Va fi un meci de luptă, va fi un meci de luptă și cred că Ovidiu a pregătit o echipă pentru luptă astăzi. Să vedem dacă îi va ieși. Nu știu, sunt câteva semne de întrebare, pentru că citind 11-le celor de la Hermannstadt, sincer îți spun, n-au nimic spectaculos acolo. Nu poți să spui că au jucători care să-și câștige singur un meci. Dar este o echipă bine pusă în teren, o echipă care pierde foarte greu, o echipă arțăgoasă, o echipă săcăitoare, dacă vrei. Are acolo, hai să spunem, un Paraschiv, poate Neguț, uite, vorbeam cu Dănciulescu
după amplu interviu pe care a avut amabilitatea să ne-l acorde, am vorbit un pic și de meci și îmi spunea de Neguț, spre exemplu, că el a zis că la orice echipă că ar fi mers sau dacă l-ar fi întrebat cineva, ar fi zis să-l ia pe Neguț. E da, un jucător care lui place foarte mult. Balaure, la fel, mi se pare un jucător interesant. Uite, lipsește Bărbuț, care mereu ne-a pus probleme fiind un jucător de mare, mare viteză. Lipsește astăzi, lipsește și Iancu, așa cum spuneam de dimineață. Ca un antrenor, mai acum nu știu, și Moldărșanu este un antrenor cam din aceeași generație cu Ovidiu, nu? Mi-e greu să spun în privința asta, pentru că l-am urmărit mult mai mult pe Ovidiu și ar fi incorrect să fac o comparație cu Marius Moldărășanu, dar Moldărășanu totuși, uite, că așa în trecut a făcut o treabă, adică a făcut 3 ani la rând o treabă foarte bună și cea lui a lui. Acum să vedem duelul antrenorilor cum va fi adjudecat. Cătălin, tu știi că asta cu antrenori este relativă. Gândește-te recenziile pe care le avea, comentariile de care avea parte Ciobi în emisiunea noastră până în urmă, la începutul sezonului și câteva etape după startul sezonului. Toată lumea spunea, păi dacă pleacă Ovidiu să vină Ciobi, să vină Ciobi, să vină Ciobi. După 6 înfrângeri la rând, comentariile despre Ciobi nu mai sunt aceleași deloc. Da? E absolut, absolut normal că 6 înfrângeri la rând. 6 înfrângeri. Un om care anul trecut nu a avut niciun fel de problemă cu voluntariu, o echipă cu un buget mai mic decât Sepsi, să aibă un sezon bun. Deci, a fost în play-off, anul trecut a mers foarte bine, ar fi mers în play-off-ul de Europa, deci da. Da, de asta, până la urmă, eu cred că antrenorii au, dacă vrei, o meserie foarte ingrată. Astăzi poți să fii lăudat, poți să fii căutat, poți să fii apreciat. Se întâmplă ceva și în decurs de câteva luni oamenii să își schimbe părerea despre tine. Da, așa este. Aici vezi, se schimbă lucrurile de la o zi la alta, dar se pot schimba în câteva săptămâni. Uite, o echipă care era neînvinsă, atenție, când a venit prima înfrângere, adică nu se mai opresc din pierdut cei de la Sepsi și normal că deja se vorbește că s-ar putea să ducă înapoi la voluntar sau cine știe. Da, întrebat cineva de Florin Bejan, este rezerva astăzi la postul nostru fundaș central, au ieșit cei de la Hermannstadt, de la încălzire. Să știți că, deși mulți spuneau că, vezi, domne, să fie mai din, nu e așa. Că la tribuna a doua sunt destul de mulți și suporterii ai gazdelor. Înțeleg că este mare nemulțumire în rândul lor din simplu motiv că prețurile sunt aberant de mari, adică pentru meciul de Superliga, 90 și 100 de lei la tribuna întâi. M-am întâlnit... Wow! E imnul lor pe fundal, nu știu dacă se aude. Nu, oricum nu se înțelege pentru că ai pus acea opțiune nouă și nu se înțelege. Okay, se aude ceva, mine doar mă rupe în două, dar mă rog. Da, încearcă să-ți găsești. Cu cine te-ai întâlnit? Hai să o luăm așa, încearcă să-ți găsești. Am întâlnit cu prieteni din DTB Alba și DTB Cluj. M-am întâlnit cu Cătălin Mera, uite, care a venit din Cipru și... Am venit pentru acest meci, am vorbit cu un băiat din Germania, Eugen Dragomir, care a ieșit în comentarii, a venit din Germania să vadă acest meci. Adică... Cătălin, cum e? Tot la fel de negativ e și în... adică nu ți-a dat... E un super băiat, un adrenant. Glumeam, evident. Da. N-are nicio legătură aciditatea din comentarii cu personalitatea respectivei persoane. Chiar nu are nicio legătură. V-am spus, am întâlnit oameni și aici domnul Marcel Pușcaș este pentru mine un etalon. Un om care în comentarii este, ce să spun, nu critic. E mama, tata și bunicii criticilor la un loc și foarte dur în comentarii. Și când am văzut omul, un pensionar, ok, la locul lui, liniștit, da, calm de felul lui, da, e diferit. Personalitățile de multe ori sunt denaturate de ceea ce înseamnă comunicarea pe internet. Uite, m-am întâlnit și cu prietenul nostru Dan Juraniu, că a venit și el la meci, a venit și Sorin cu băieții din București. Sunt foarte mulți suporteri veniți, nu numai din zona Ardealului și din București, pentru că au profitat de vremea foarte bună pentru a fi alături de Dinamo.
singurii absenți motivați suntem eu și Bendy, atâta. Da, toată lumea. M-am întâlnit cu diversi, a fost o chestie amuzantă. Un tânăr din Amovis aici în fața stadionului, copil, zice, domnul de la radio, nu, domnul, Cătălin, da. Cătălin, hai să te și îmi zice, dar auziți colegul dumneavoastră cu mai puțin păr, Chel. Da, Chel, păi zi mă că e Chel. Asta mi-aduce aminte de nepotul meu. Mai puțin păr, da. Asta mi-aduce aminte de nepotul meu atunci când a trebuit prima oară să mă arad în cap. Pentru că în ciuda aparențelor eu trebuie să fac asta săptămânal și de asta îi urăsc pe chelioși, pentru că ei nu trebuie să facă asta, eu trebuie să fac asta săptămânal. Și nepotul meu s-a uitat la mine, era micuț, se întâmpla acum 15 ani și mi-a spus, te-ai dus cu capul chel? Da, asta e viața. Dar Alecu sigur că e acolo, nu are cum să lipsească Bogdan Alecu, sunt ai noștri. Cătălin, Bogdan este prezent, normal. Ai fost, ai văzut puțin și la antrenament, ai apucat să discuți ieri la după antrenament cu Ovidiu sau cu... Nu, n-am apucat pentru că știi ce s-a întâmplat, Ionuț, erau foarte mulți suporteri, copii, mai ales copii, care au vrut să facă poze, să discute cu ei și știi cum e, noi vorbim tot timpul cu Ovidiu, vorbim cu jucătorii. E normal, nu, am crezut că ai apucat să vorbești cu ei. Nu, și am lăsat, am vorbit azi, pot să zic, am vorbit un pic cu Gabi Glăvan. A fost amuzant că era peste drum la hotel și îmi zice, Colin Sfai, l-aducem pe Colin Sfai. Da. Băi, să știi că eu am tot stat, tu știi foarte bine că mie mi-a plăcut foarte mult acel jucător, Colin Sfai. Ok, pot să înțeleg raționamentul, dar dăm voie să... Eu dacă aș fi putut să decid, eu l-aș fi adus pe Colin Sfai. Dacă mă întreb pe mine. Nu pot să zic sume, pentru că na, a fost o discuție între mine și el și nu am, n-am acceptul lui. Dacă o să am, o să pot să spun o dată. Ce pot să spun e că oferta pentru el, a venit, adică propunerea de a-l aduce, a venit în septembrie. Târziu. Și asta, vă mai spun un lucru. Colin Sfai e extracomunitar. Am înțeles. Deci costurile pentru el erau foarte mari. Ar fi avut cel mai mare salariu din lot, plus faptul că e extracomunitar. Am înțeles. Da. Există, asta îmi spun. Nu, chiar dacă pot să înțeleg asta. Fiecare decide. Da, la modul logic pot să o înțeleg și nu consider că este o greșeală. Tot aș fi vrut să-l văd la Dinamo, pentru că este unul din jucătorii pe care i-am îndrăgit foarte mult cât au fost la noi și cred că ar fi fost și câteva avantaje, nu doar fotbalistice, ar fi fost și alte avantaje să-l avem în lot. Faptul că cu greu putem spune că avem un idol în momentul de față în echipă sau un jucător de care să fim mai atașați, faptul că probabil s-ar fi vândut multe tricouri cu Colin Sfai, ar fi fost o altă emulație, ar fi fost, dacă vrei, un jucător important, cu adevărat important. De asta m-aș fi bucurat. Chiar m-aș fi bucurat, da? Na, ce știi să spun? Ce? Dacă spun ceva, o să sune puțin ciudat și poate nu o să se prindă logica mea, dar dacă era mijlocaș central, cred că trebuia insistat. Sau dacă era număr 10 sau pe acasă. Acum nu vreau să fiu... Ionuț, e fundaș dreapta, adică... Dar nu, e corectă logica. E corectă logica. Nu, ce vreau să spun. Nu cred că este ok să mai aduci un al treilea fundaș dreapta și să aibă de departe cel mai mare salariu din lot. Adică Repetai cumva greșeala de acum 2 ani de zile, când aveai un Filip cu 10.000, cu 8.000 salariu și un Radu cu 9.000 salariu, cu cele mai mari salarii din lot. Și unul dintre ei era în permanentă rezervă. Nu, eu zic că dacă s-ar putea duce în iarnă, într-un anumit context, abarna sau la vară, de ce nu? Eu zic că încă poate și încă poate la nivel înalt. Dar acum vezi că dai o frântură și spui fai? Da, wow, ok, dar dăm toate detaliile. Adică eu vă spun, nu dau verdict, nu mi-a schimbat părerea față de seară și eu cred că era un jucător care ne-a ajutat, ar fi tot ajutat foarte mult, dar
De ce n-a venit propunerea mai devreme? Și... Da, nu, corect, dacă venea propunerea mai devreme, dacă ar fi venit într-un timp util, între timp am scris și Mo Salah, este 2-0 pentru Liverpool, în meciul cu Everton, în derbiul din parc, așa, de la marginea parcului. Păi, Cătălin, într-adevăr, tu ai dreptate 100%. Există argumente foarte solide pentru care nu s-a făcut transferul. Dar până la urmă suntem suporteri, mă, eu aș fi vrut să-l văd pe Fain apoi. Adică, na, sigur că dacă eram conducător, probabil gândeam și spuneam, bă, n-am nevoie de, nu e ceea ce am nevoie acum. Dar na, sunt suporteri și nu pot să spun că nu l-aș fi vrut înapoi. Dar da, vom juca în negru azi, am înțeles, nu? Da, văd tricourile sunt roșii de pregătire, dar vom juca în negru. Știam informația de ieri, adică am verificat-o în club, jucăm în negru, v-am arătat așa niște imagini cu peluza care începe să se populeze. E ciudat puțin că noi ne încălzim la, aici nu înțeleg cum e logica, ne încălzim la poarta din dreapta unde e peluza gazdelor și ei se încălzesc unde e peluza noastră. Mă rog, da, jucăm în negru din câte știu. Vor să se încarce, Cătălin, înainte de meci. Dacă mai ții minte, am jucat un meci în negru în perioada în care era Andonea antrenor. Am jucat un meci tot așa în octombrie și a fost un rezultat pozitiv. Am bătut și atunci s-a luat decizia mai să continuăm. Păi, ne-a mers bine negru, hai să continuăm. Cumva superstițiile știi și tu, că în sport sunt multe. Și... Păi da, dar acum puteai să joci în alb, nu? De exemplu, nu știu, în ce joacă Hermannstadt? În roșu. Roșu. Nu, dar că n-am pierdut cu CFR, că am întrerupt seria de asta, spun că am jucat în negru cu CFR și domne, hai să continuăm în negru, că ne-a mers bine negru. Bă, băieți, vedeți că aveți doar 3 rânduri de echipamente, adică nu faceți cum fac eu cu tricourile, știi, că la un moment dat, în sezonul retrogradării, de fiecare dată când luam bătaie, schimbam tricoul, știi, cu care veneam la meci. Păi la un moment dat am constatat că deși am foarte, foarte multe tricouri cu Dinamo, cred că am peste 12 tricouri cu Dinamo, modele diferite, nu mai aveam ce să mai schimb, că luam bătaie de la toți. Dar de asta spun, că voi și superstiția asta ține până, adică mai aveam puțin să vin dezbrăcat la meci, că deja cu tricourile, cu toatele, da, asta, exact, da, câte să mai schimbi, adică câte să... Da, adică hai să jucăm noi fotbal și să nu mai avem superstiții de genul ăsta. Pentru că asta e cel mai important. Asta cred că e cel mai important. Acum, știi cum e, dacă îi ajută pe ei mental, se simte mai confortabil, știi cum e, n-am niciun fel de problemă. Deci, efectiv, n-am niciun fel de problemă. Știți? Îmi place negru, iubesc negru. Bă, Cătăline, am văzut că surge negru. Te-am văzut în poze, păreai mai slab așa, adică, nu. Mai... Ce să facem? Asta păreai cu vreo 10 kg mai puțin decât aia. E bine. Da, și atunci, băieți, dacă vă convine negru, jucați negru. N-am niciun fel de problemă. Dar vorba ta, jucați fotbal și nu vă gândiți că dacă schimbați echipamentele, schimbați norocul, că aici nu mai vă înțeleg. Important e noi să ne facem treaba. Exact. Am încredere. Știu că am întâlnit și suporteri destul de pesimiști, astăzi știu că am întâlnit și suporteri destul de optimiști. Da, diferă starea de spirit. Momentan nu sunt așa mulți fani dinamoviști, adică, ce să spun, 20% din peluză din sectoarele rezervate fanilor s-au umplut, dar... V-am spus, nici nu se grăbeau suporterii să vină pe stadion, pentru că era vreme atât de frumoasă. M-am întâlnit și cu UEFA, chiar așa gândeam, mamă, ce istorie aici. Ce a trecut timpul, da, e fantastic. Vorbeam cu prietenii noștri și zice, UEFA, vrei să faci niște interviuri? Nu. Dar mă gândeam, mamă, ce a trecut timpul. Au trecut ani. Acum 20 ceva de ani, la filmulețe cu PCH și acum, da. Dar asta e, uite, vezi, toate astea alături de Dinamo, prezent în deplasări, asta înseamnă iubirea față de florile alb-roșii. Da, Cătălina, terminăm și noi emisiunea, că se apropie începutul meciului, te las și pe tine să-ți pregătești ce ai de pregătit. Dragilor, la finalul partidei voi avea o foarte scurtă emisiune, de maxim
15 minute în care, știți foarte bine, voi spune, voi face o analiză a jocului, ignorând, cu tot respectul pentru voi, comentariile voastre. Mâine dimineață însă, la matinal, voi fi alături de colegul Cătălin, dar să-mi spui și mie ora. Păi, cred că 10. Și ora 10. Ce vreau să spun la finalul meciului, 99% voi transmite live și conferința de presă la Ovidiu după ce termin cu analiza. Da, da, pe de asta trebuie să fac o analiză rapid în 10 minute, apoi să-i las lui Cătălin liber la butoane, ca să spun așa. O analiză amplă a meciului vom face cu siguranță mâine dimineață, începând de la ora 10. Să avem un meci bun, să fim fericiți la finalul celor 90 de minute. Hai Dinamo! Hai Dinamo!